ta, pornim? Bună ziua și bine ați venit la proful online cu exerciții de matematică. Așa, și să fie foarte atent, să ne urmărească și să nu uite ce se de facă. Like și share. De like și share. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa, așa, dar tema... E făcută, doctor. Da, dar ne uităm pe ea un pic. Da. Spuneți cum ați gândit voi la probleme cele. Păi mă interesează cu romanii astea, nu mă frământe. Vreau probleme, da? Tema pentru acasă. Acasă. Asta matematică n-am avut temă de acasă. A? Cum s-a avut eu. Patra. Da? De ori, acasă, clasa a patra. În general, asta facem. Voi dacă faceți tema, să spunem, acolo la un program prelungit, este o altă poveste, da? Poți. N-ai avut timp să faci tema? Eu nu am temă pentru... La matematică n-am avut temă. Da, dar acum mi-ai făcut un serviciu. Facem acum tema. Facem acum, pentru ce da? Deci ne uităm repede. Dar nu cu roman, cu nu știu ce, cu chestii în lume romane, că ce le faceți voi. Mi-e interesat o problemă serioasă. Facem mai idei... Tema de la pregătire n-ai avut. Da, tema de la... De la mate pentru mâine. O am o mașină. Lasă, acum zici ce s-a întâmplat. Hai să vedem, gata, pornim repede. Dacă n-ați venit, veniți pregătiți ca să știm exact ce... Da, ok. A, e tema pentru mâine lucrează. Facem niște aproximări? Hai să vedem. Bun. Deci vreau 237 înmulțit cu 59. Egal cu, să vedem ce răspunsul vă da. Ne lăsați un minut? Un minut, da. Yes. Dania. Și Ionuț. Da. Nu faceți înmulțirea efectiv, ci pur și simplu... Da. Aproximativ la ce număr te aștepți. Mai înmulțirii de aici. Asta o două numere. Da? Ia să vedem. Profesor, te rog. 14.200. Ionuț? Asta mă gândeam și eu! Foarte bine! Dar nu asta, mă! 14.200. Adică, dacă amândoi vești... Da. Dacă sau poate aproape, că facem foarte bine foarte acum. Aproape sau foarte departe, nu? Depinde acum cum va ieși. Da. Dar ia, te rog să conduce. Okay. Deci 237 ori 59. Spune-ne cum ai gândit. Cum ai gândit la aproximativ. Eu m-am gândit să fac... am dat unul de acolo și l-am dus la 59 și am făcut 136 ori 60. 236 ori 60. Și 200 ori 60 mi-a dat 12.000. Da. Apoi m-am gândit să aproximez puțin la 40 și am făcut 40 ori 60 care mi-a dat 2400 și am mai scăzut. Din deci, 2400 pentru că am mai adăugat. Ca și cum ar fi 40 aici, nu? 4, 6, 24, 12, 14 și ce? 40 ori 6 și atunci... 40 ori 6, da? Păi 4, 6, 24, nu? Așa da. Și te-ai dus aproximativ la... Te-ai mai scăzut un pic? Da. Deci sunteți aproape, amândoi. Așa e de bănuit, de așteptat, da, că va fi un răspuns bun. Hai să scriem concret, să-l desfacem acum și vreau să-mi scrieți așa, egal cu... Daria, te rog, vorbește. Deci 237 ori 59 este egal cu, deschidem paranteza, 200 da. Plus 30 da. Plus 7 da. Totul de mulțit. Totul pe lângă 50 plus 9. Și egal mai departe. Vreau să scriu desfășurat cu 10. Adică în loc de 200 vreau 2 ori 100. Da? Deci 2 ori 100. 2 ori 100.
care va... A. Plus 3 ori 10. Deci 2 ori 100. Plus? Plus 7. Înmulțim cu 5 ori 10 plus 9. 5 ori 10 plus 9. Și egal cu? Și va fi egal cu, păi facem 2 ori 120. Vreau și mulțirea făcută de, din dreapta spre stânga, că este același lucru. Atunci cu 9 ori 200. 9 ori 7, cu desta pornind, de la început. Da? Ok. Sau da, sunt de acord și cu ce ai spus tu. 9 ori 200 face cât? 9 ori 2, 18, 1000, 18. Ai zis 9 ori 2, 18 și ori 100. Ah, da, deci 1800. Deci 20 de ori, asta vreau. Da. Deci am lăsat 100 deoparte ca să vă vină ușor să faceți asta, da? Plus? Plus 9 ori 30. Ori 3, zicem, ori 3. Da, 9 ori 3. 27, deci mai adăugăm 0. Da. Și plus? Plus 9 ori 7, da, care ne dă 63. 63. Apoi plus, acum, 50. Adică cu 5. Și știți bine că da, aveți un 10 de aici, atunci vă vezi. 50 ori 5 ori 2. 5 ori 2, 10. 10, urmat de câte 0 ori? 3. De 3 0 ori. Asta mă interesează. Adică aveți 100 aici și un 10 aici. Deci de adică 10.000. Da. Plus 5 ori 3, 15 și mai adăugăm 2 de 0. Așa. Și plus 5 ori 7, care ne dă 35 și mai adăugăm 0. Corect. Și egal acum. Fie egal cu... Să facem suma ăstora și suma ăstora. Ah, ok. Păi la acestea, la primele 3, la unități o să avem 3. Da. La 10 vom avea 13, 3 scriem, da, în mulțime. Și la sute vom avea 10. 0 scriem și 1 mulțime. 11. 11. Da. Este ca, da, ca este un reținut, da, da. Așa, 11. Și la mii vom avea 2. Da, 2. 2133 plus 0 la unități. 0 la unități. La 10 avem 10, 0 scrie. De ce 10? Pentru că avem 5, mai avem 5 de la celelalte. Păi este la sute. Ba nu, ăla e la sute. Da, vezi? Ochius, te păcălește aici. De aceea vom vedea cum merită să fie scris. Deci 5. Așa. Să urmă la sute. Da. Apoi la sute 8. 8. Și la mii 10. La mii? Da, 10. 1, adică? 1. 1. Uite, asta e mii. Păi ăla e 1. Ăla zecile de mii. A, 10. La mii aici, da? Și apoi vedeți? Avem 11.000. Corect, 11.850. Și 2133. O secundă. Și răspunsul final va fi acum, te rog, 3 la unități. Da, 3 la unități, 8 la 10. 8 la 10, așa ai zis? Da, sute, la sute avem 9. Da. Și la mii avem 13, la mii și la 10 de mii, 13. Și ne dă 13.983. 13.983, destul de aproape de 14.000. Da. Da? Destul de aproape. Da, destul de aproape. Sigur că merită Ionuț altă dată să nu fiți exact pe atâta. Trebuia adică să mai mișcați un pic. În fiecare riscă și cineva. Adică nu fiind doi aici, da, voi nu neapărat să mergeți șablon pe același lucru. Poate în felul ăsta riscul făcut poate să fie chiar mai bun. Trebuia să mă gândesc că trebuie, da, să scad cu 4, pentru că am adăugat 4 și trebuia să scădeam cu 4. Din asta e învățat aici, cam, da, ce a însemnat aproximarea pe care ai făcut. Așa că am învățat cum să fac următoarea. Acum o să scriu altfel, toată aceasta desfășurată, scrie așa, 237, da, ori 59, da? 59. Și văd primul cât, 2133. 2133. Este primul grup de cifre obținut. Al doilea grup este 11.850. 11.850.
care au fost adunați. Ei, haideți să urmărim... Care a fost înmulțire. Da. Deci, în urma înmulțirii de celor două numere, 237 și 59, am obținut odată 2133 și pe urmă am obținut un alt număr, 11.850. Și acum să vedem, să controlăm cum a fost obținut primul cărt. Primul șir de numere, deci, 2133. 63. 3 scriem, 6 reținem. 3 scriem, 6 reținem. 9 ori 3, 26. 6 reținut. 33. 3 scriem, 3 reținem. 9 ori 2, 26. Nu mai spuneți-vă, unul mai unul vorbește. Poftim, Ionuț. 33. 3 scriem, 3 reținem. 9 ori 2, 18 și cu 3 reținut. 21, e excepțional. Deci construcția 2133 se obține din înmulțirea cifrei unităților cu tot numărul de sus, da? Cu tot numărul de sus. Da, așa și am făcut noi. 9 s-a înmulțit cu tot numărul ăsta. Și de ce am construit 2133? Acum, mai departe, pentru construcția asta, 11.850, cum am procedat? 5 ori 7. Deci atenție că e 5 ori 7, e 50 de fapt ascuns. 50. Dar acolo e pe 0 acolo. Exact, da. Că deci și scăpăm 5, de... 50 ori 7. Perfect. 35. Deci practic începem... 3 reținem, apoi 5 ori 3, 15 plus 3, 18. 8 scriem, 1 reținem. Și 5 ori 2, 10 și mai adăugăm 1 și ne dăm. Excepțional. Vă să zic că în momentul în care construim cel al doilea șir de numere ca urmare a mulțirii, în loc să fie că el e pe cifra 10-lor, atenție, cifra 10-lor este asta, înseamnă că deja cifra unităților este 0. Deja este 0. Și atunci, eu știu că fixez în minte ideea asta, că iată, construcția începe de, exact de sub cifra cu care se mulțește. Dacă eu începeam pe 5, aveam să-l pun la unități, atenție, Ionuț, dacă pe 5 îl puneam la unități, era o mare greșeală. Da, ieșea... De iurea! Deci era un număr de 10 ori mai puțin. Copiii care nu știu asta și nu rețin că, de fapt, mulțim cu cifra care acum? Cu cifra 10-lor și deja cifra unităților este un 0, deja ocupat aici, 5, 10 înseamnă 5 ori 10. Deci da. Multiplicat de 10 ori. Atunci cifra unităților deja este un 0. Și atunci construcția... Eu pot să renunț la 0-ul ăla. Dacă țin cont de acest lucru, că cu cifra cu care mulțesc, de la ea începând spre stânga, construim... 50. De fapt e 50-ul, din motivul ăsta, da? De aceea mulțim exact. Da, dar rezultatul de același. Sigur că da. Dacă este 0 pus sau chiar dacă. Da, uite că la adunare acum ce face? 3 cu 0, 3. Da? Ca și numai ar fi. 3 plus 5, 8. 1 plus 8, 9. 2 plus 1, 3. Da, și ne dă fix 13.900. Sigur că da, 300 așa. Asta este important. De ce am ținut eu? Ce lucruri am repetat aici? Haideți să punctăm. Ce lucruri ai înțeles tu că am avut eu în vedere când ți-am spus să scrii 2 ori 100, să scrii 3 ori 10? Ați vrut să facem, într-un fel să fie, să vedem din ce sunt formate, într-un fel de... Am desfășurat ideea, da. Dar la momentul înmulțirii v-am atras atenția să urmăriți că e vorba și de mulțirea cu 10, 10, 100. Dacă ne fie puțin și nouă mai ușor. Și da, mult mai ușor. De zero, da, da. Și de... Iar toată munca asta, care o vedeți desfășurată aici, este subînțeleasă în aranjarea asta. Sigur, între varianta asta de aici și varianta asta de aici, care este de preferat? A doua, este mult mai scurtă, da. Și se poate face mult mai repede, mult mai rapidă. Da. Vezi, omul a simțit nevoia să câștige timp. Deci suntem în secolul vitezei, da? Și vrem să câștigăm timp, adică vrem să ajungem la rezultate într-un timp scurt, foarte repede. Și atunci, toată desfășurarea asta este strâns făcută, concentrată, în varianta asta de scriere. Da? Deci era mult rapid. Ați reținut, le scriem acolo, cu cifra cu care mulțesc, încep construcția, de sub ea, dacă e cu unități, de supra de la unități, dacă e cu 10 de la 10, dacă va fi și cu sute, chiar așa. Ia să facem
549 ori 378. Ionuț, condumnă. Și și lucrează. Pentru că faci. Și lucrezi. Te uiți pe caițel și da. Faci asta și mă, eu, ce îmi spui tu de pe caițel, asta scriu. 8 ori 9 este egal cu 72, 2 scrie nu, 7 reținem, 8 ori 4 este egal cu 32 și cu 7 reținut 39, 9 scriem, 3 reținem, 8 ori 5, 40 și cu 9 reținut, și cu 9 reținut, cu 3 reținut este egal cu... Cu 43, 3 scriem 43. Da, 43, scriem. Scriem complet, nu mai avem, da. Mai reluăm o dată, eu răs, că să nu greșim undeva. 9 ori 8 este, 9 ori 8 este egal cu 72, 2 scriem, 7 reținem. 8 ori, 8 ori 4 este egal cu 32 și cu 7 reținut este egal cu 39, 9 scriem, 3 reținem. 8 ori 5 este egal cu 40 și cu 3 reținut 43. 43. Începem cu 7. 7 ori 9? 7 ori 9, 63. De unde încep construcția? De la 9, de la 9. Deci de aici, de sub 7. Deci cu, mișcat 9, cu 10, da? La... Și apoi vom începe de la 3. Sigur că asta e. 7 ori 9, 63. 7 ori 9, 63, 3 scriem, 6 reținem. 7 ori 4 este egal cu 28 și cu 7 reținut este egal cu... Cu 6, cu 6 reținut este egal cu... 34, 4 scriem, 3 reținem, 7 ori 5 este egal cu 35 și cu 3 reținut 38. 38. Mai departe. Intră la rând 3. Da. Ce la sutelor, da? Și începem. 3 ori 9 este, 3 ori 9 este egal cu 27. Unde îl scriu pe 7? Unde îl scriu? 7 îl scriem sub 3. Deja? Sub care 3? Nu! La sute, nu? Da! Ei, cu asta am mulțit eu, nu? Sub ăla e, sub 4 ar veni, dacă privesc ultimul șir, da? Atenție! Aici este momentul important. Așa cum am avut grijă, da? În momentul în care am mulțit cu 7, șirul numerelor pe care le-am construit, da? Sau numărul care am construit, a început de la 7, de sub cifra pe care mulțesc. Acum, mulțit cu 3, cifra sutelor, de sub cifra sutelor. Este foarte important aici să așezăm perfect. Perfect, da? 3, 4, deci de aici începem. 3 ori 9, 27, Ionuț? 3 ori 9 este egal cu 27, 7 scriem, 2 reținem. 3 ori 4 este egal cu 12 și cu 3 reținut 15, 5 scriem, 1 reținut. Cu 3 reținut, încă o dată, 3 ori 9? Deci, 3 ori 9 este egal cu 27. 7 și 2 reținem. Și 2 reținem. Pune un 2 acolo ca să nu... 4 este egal cu 12 și cu 2 reținut... 14. 4 scriem și 1 reținem. 3 ori 5 este egal cu 15 și cu 1 reținut 16. Perfect. Și acum tragem grijă și la adunăm. Da? Hai, Ionuț. Păi, 2 plus, cum ar fi, 0, 0, 0, deci 2, 9 și cu 3, și cu 3 este egal cu 12 și cu, și cu 0 ăsta, 0, tot 12 și 1 reținem, 3 plus 4 este egal cu 7 și cu 7 este egal cu 14. Oh my gosh, cât am dat! 3 și cu 4, 7 și cu 1 ăla. 1 reținut este egal cu 15. Oare? 5 scriem, 1 reținem. 4 plus 8 este egal cu 12, plus 4 este egal cu 16. 6 scriem și cu 1 reținem. Atenție! Nu, și cu, 16 și cu 16 1. Și cu 1 reținut, 17. 7 scriem și 1 reținem. Acum, 3 și cu 6. Și cu 3 și cu 6 este egal cu 9. Și cu 1 reținut este egal cu 10. 0 scriem, 1 reținem și
207.522 este răspunsul. Da. N-a fost nici greu, dar nici ușor. Adică, ce trebuie să reținem? Cu ce? Fiecare număr trebuie neapărat, ăsta e lucru esențial. Fiecare număr de jos trebuie înmulțit cu, cu toate numerele de sus. Deci luăm pe primul și cu toți, exact cum am luat aici. Cu al doilea și cu toți. Da? Este repetiția. Dar este concentrat, da? Și fiecare, de exemplu, dacă luăm pe 8, numărul se scrie sub 8. Dacă luăm pe 7, numărul se scrie sub 7. Deci construcția începe de la 8, de la cifra cu care mulțim. De sub cifra aceea. De acolo începe construcția numărului, da? Da, da. Ei, bun. Acum că ați înțeles acest lucru, probabil că, veți prefera varianta asta. Dar eu da, să vă cer, ambele variante. Ah, ok. Ca să vedem și desfășurat cum, și să vă convingeți voi de toate. Mai facem din alea? Acum facem. Aș putea una. Să dau una, vă rog? Te rog. 205 ori 26. 26. Ionuț. A, vă gândiți. Da, s-a puțin. Da. Măcar puțin. Da. Nu avem voie să facem aia sub alta, nu? Nu! Ok. Păi, dar trișăm. Dar ce faci? Păi, dar de ce să nu avem voie să facem? Păi nu, păi anticipăm. Dar te aproximați. Deci, întâi anticipăm. Cu capul numai. Atât. Ca să știi că la ce răspuns te aștepți. Exact. Mă rog, că n-am terminat. Atenție. Este povestea aceea, că atunci ar mai avea farmec discuția. Deci, în urma înmulțirii, anticipez cam pe ei să dea rezultatul. Pentru că deseori am observat la copii faptul că înmulțesc acolo și dau niște răspunsuri. Dar poți să înmulțești în gând tot. Bun, poți să. Nu prea te duci. Dacă numărul e mai lung, îți vine greu. Dar tu așa, aproximează-mă. Hai că așa, dacă ne-am propus asta, facem așa ceva. Dacă nu, ne oprim și facem alte lucruri interesante. Deci odată, eu nu, de ce spuneam, deodată să dai răspunsul. Deci nu mai pierdem timpul jumătate de minut, un minut. Deodată, te uiți așa, filmez și spun, cam aici mă duc. Da? Cam așa vreau de la voi, asta. Poți să zic? Da? Da, sigur că da. Poți zice că... 5300. 5300, Ionuț. Dar ea. 6100. 5300 și 6100. Nu! 5320! 20! Mai fă și 20. 20, da! El vrea să câștigi în precizie. Simte el acolo că are o chestie. Nu știu. 6100, da? Nu știu. 6100 ai zis Daria? Da, 6100. Bun. Acum, eu nu-ți condur repede ca să facem. Bine. Prin ce metodă? 205. Desfășurat, îmi place mie foarte tare. 205 ori 26 este egal cu 200 plus 5, închidem paranteza, înmulțit cu 20 plus 6. Mai bine egal cu 2 ori 100. 2 ori 100 plus 5. Plus 2 ori 10. Plus 2 ori 10 plus 6. Egal cu. Și începem. Egal cu 6 ori 2. 6 ori 2 este egal cu 12. Urmate câte urmate de 2 zerouri. Foarte bine. 6 ori 5. 6 ori 5 este egal cu 30 plus 30. Da. Și acum ăsta cu amândoi. 2 ori 2. 2 ori 2 este egal cu 4. Și urmate câte zerouri? De 3. Așa. 4000.
Așa. Și plus 2 ori 5. Plus 2 ori 5, 10. 10, urmat cu 1 cu 0. Și cu 1 cu 0. Așa. Și egal acum cu? Este egal cu. Asta adunate fac. Hai, primele două, este... mai revine la. Păi, la unități este 0. 0, 3, 2, 1. 1230. 1230, 1230. Plus? Plus? 4100. 4100. Și egal cu? Hai să adunăm. 1100 este egal cu? La unități este 0. 0, 0 3. 3. Da. 3. Și... ce? Ai, mă, cu 10! 5300! 5300! 6 ori 5 fac 30, n-avea cum să-ți dea 20. Deci clar aici e greșit. Deci dacă tu urmăreai numai cu ăștia... 5 ori 6, 30. Deci capătul trebuia să fie 30, n-avea cum să fie 20. Măcar a dat mai mult mai aproape decât mine, care m-a măcar așa. Sigur că da, pentru că tu cum ai gândit? Hai să vedem de ce treci la 6100, care a fost... Și am făcut, am aproximat la 201 ori 30. 201 ori 30. Ori 30. Puteai să-mi lași chiar mai 200. 200 ori 30. Da, ok. Cât făcea? 200 ori 30, 6.000. 6.000. Și m-am gândit plus 100. 6.000 și de ce ai trebuit plus 100? Dar trebuia să faci și altfel. Da, trebuia să facem 6, 6, 5, aici, făcea 30, apoi 20 ori plus și îmi dădea foarte, foarte bine. Mai dați una! Mai trei cu una? Mai dați una? Hai să vă vedem. Hai să vedem. Am dat. Dă tu, Ionuț. 309. Ori 49. N-am nevoie să facem unul sub altul? Nu. N-ai voie să faci un scoat. Deci nici măcar nu scrii. Doar gândești. Doar atâta, te uiți, am și așa spui. Doar gândești. Atât. Nu scrie nimic, nici nu punem pixul pe caiet, ci vă uitați așa și dați un număr. Tablă, nu e în... Degeaba te uiți pe cățel, exact. Nu ai... Exact. 15.000. Dar îți dai seama că se duce... Da, mă gândesc acum că la o distanță foarte 15 mare. 15 și m-am deja m-am dus la 20.000. Deci, ok. Deci el deci. De ce se duce la 15.000? Este o surpriză. Eu nu știu de ce un 15.000. Să vedem. Da, să vedem cum a gândit Ionuț. De ce te gândi la 15.000, Ionuț? Care a fost raționamentul tău pentru 15.000? Păi, mă gândeam la... 49 e foarte aproape. Pentru că 3 și acolo era 300, acolo luăm pe 3 și 3.000, 300 ori da, 50. 50, da. 30, 300 ori 50 fac da. 15.000, da? Da. 3 ori 5, 15 urma de 3 zerori. Foarte bine. Da. 15.000. Dar mai aveai ceva. Și dacă acolo a rămas un 8 și mai făceai odată ori 50. Da. Același mai ce contribuție? Cât îți dădea 8 ori 50? Ia zi, hai. Cât e 8 ori 50? A, 8 ori 50? Da. 400. Da. 400, aproape 400. Chiar mai aproape, puțin, dacă da. Vrei să fii riguros, cam vreo 300 și ceva. Și atunci vrei 15.300 și ceva. Exact. Și era, asta e viteza pe care o ai. Deci în clipa în care te-a pus să faci mulțirea asta, tu te tragi cu coadă. Nu te faci mai aceste lucruri așa ca să pierdem timpul, ci pentru că atunci când vei aștepta rezultatul corect, când vei ajunge la rezultatul corect, să știi cam în jur de ce număr te duci.
Că dacă îți dă un număr în genul din 20.500, cum a anticipat Daria, așa ai scos, Daria? Cum ai scos tot, Daria, 20.000? Păi, eu m-am gândit să-l aproximez la 400. Ai mult. Pe cine? Pe 400? Cum să mă aproximez la 400? Păi, de ce pe 300? Pe 300? De ce mă aproximez? Banu, s-a spus. Trebuia măcar aproximativ la 310. Eu aici am scris 410. Că ai aici e deșit, da? Foarte deșteaptă. Da. Și am scris, deci trebuia să-mi dea mie în jur de 15-16. Așa, că dacă dar tu... Dar aici am greșit eu, că am scris în greșeală 4. Păi, uite-te. Nu scrie acolo, că scriind tu o faci fără să privești în ansamblu ieșițiul. Deci tu încerci acolo pe căiețel, dar nu se zizezi că tu ai făcut o mișcare foarte dură. Când ai zis 400 și ceva de la 309, cum zici la 400? Că sincer să fiu, dacă făceam corect, am și eu 5.500. Sigur că da. Mai faci deci, să scriu la profesor? Mai faci mai aproximativ. Pun încă una și gata. Deci la probleme serioase. Domnul profesor, da. Și vedeți voi rezultatul acasă desfășurat, ca să vă duceți cât se poate de corect, da? Trec mai departe, dă-mi, Daria, tu două numere, le mulțim și să terminăm povestea, că voi ați prins. 201. Ori 29. Da, se duce. Da. Ce frumoasă e această problemă. Simplu. Dă-te, Ionuț. Hai. De răspuns. Că și-a așezat el ia două numere care să fie convenabile. 201 ori 29. Măi, Ionuț, ce înseamnă? Adică cum să te lase un minut la 201 ori 29? Ionuț. 6.000. În jur de 6.000. Ia-și face jocul așa. Păi da, unul ăsta. Da, 6.000. Da, pentru că... 20 ori 30 mai punem 0. Între 6 și 0 ori 6.000. În jur de 6.000, da. Așa e. Și-a ales. Da, și-am făcut și ieri, când tu ai fost plecată. Da, nu, și-a ales din nou convenabil, că ea caută numele acelea care să-i dea un rezultat foarte rapid. Trebuie să fie numărul un pic mai complicat, ca să vă puneți mintea la cum. Ok, atunci 301. Oi, mă, călcă. 763. Așa, ori 47. Uite, domn profesor, a spus asta. Da. 763 ori 47. Aici ne dați timp să ne gândim, da? Da. Fără să mulțim, fără să mulțim, pe deasupra... Să fac aici, mă gândesc. Da. Un joc cât de cât. Fără spațiul sub altul. Nimic nu am făcut. Așa. Că rapiditatea ta mă cam sperie. Da, nu e nimic. Trebuie să încerci și tu. Apoi dau eu. Da, e pe mine. Dați copy-paste. Da. La asta de-abia dacă l-am scris. Eu nu ți te rog frumos, că mă supăr. De-abia am început să mă gândesc. Deci mișcă imediat rotițele. Da, așa. Vreți să spun și eu cum gândesc, ca să... Foarte simplu. O să gândesc cu voce de data asta, da? Deci aș vedea așa. Mi-e destul de greu să văd așa, la prima vedere. Dar aici aș face 50. Da? Acolo da. Cu 3 de aici. Și acolo 60 ori 50. Ori 50. Acolo, și o să vă spun 50. Că mi-a dat mie. Da. Adică 5 ori... 37.000. Păi, dar și tu ai scris acolo. Eu de ce n-am voie să scriu? O secundă, Ionuț. 5 ori 76 aș fi făcut. Și cu două zerouri după el. Un zero de aici, un zero de aici, da? 5 ori 76. 5 ori 6, 30. Adică în minte pot să fac acest lucru, da? 5 ori 6, 30. 5 ori 7, 35. Și cu 3, 38. Urmat de două zerouri. Cam cât urmează? 3.000 și cât? 38.000. Cam 38.000, da? Aici ar urma să ajungă ieșițiul. Acum,
La mine, îți pare frumos, îmi scrieți 38.000. 38.000. Afirmativ. Așa, 38.000. Și vă vedeți voi acasă. Da, așa, acolo nu, dar ați scris 3.800. Da, 38.000. Așa, acasă acolo vedeți... frumos, să mergem la probleme adevărate. Da, probleme adevărate, ca să fie minciuni. Atenție, tot ce am făcut a avut ca obiectiv... Atenție la domn profesor. Da, ca obiectiv în negreșițele acestea, tabla mulțirii existată pe ea, precizie la tabla mulțirii, aici trebuie să fie siguranță 100%, automat trebuie să meargă treaba asta. Am urmărit și mulțirea cu 10-100 și de asemenea finalul a fost scrierea concentrată a înmulțirii a două numere unele sub altele, nu? Ca rezultat al muncii făcute, desfășurat, ne-am dus și acolo. Am ajuns la chestia asta. Da. Hai să vedem o problemă de... Vă spun pe asta că de... Citesc problema? Așa e, Ionuț. Cu biciclistul. Am un biciclist, parcurge distanța ai dintre... Ai răbdare să termină domnul profesor. Stai, să termină. Am și eu o problemă. Da. Nu, dată, cam în două le putem face, pe rând. Da. Dar nu suntem extraterestri. Nu încercați și o dată. Încerc și asta. Zi-mi, Ionuț, te rog. Un biciclist parcurge distanța dintre două orașe, mergând cu viteza de 27 de km pe oră. Dacă ar rula... Un pic. Ușor, Ionuț, că da. Nu am cum să rețin tot. Deci un biciclist merge... De la A până la B. Merge cu, cu viteza de 27 de km pe oră. De 27 km pe oră. Aici, da? Dacă ar rula cu o viteză de 18 km pe oră, ar ajunge cu 3 ore mai târziu la destinație. Deci dacă ar merge cu 18 km... Ar ajunge cu 3, cu 3 ore mai târziu. Cu 3 ore mai târziu. Care este distanța? Care este distanța? Păi, noi trebuie să aflăm. Care este distanța dintre cele două orașe și în câte ore apar cursul biciclistului. Aș putea să dau o idee mică, că m-am gândit așa mai mult. Eu știu cum să apare. O secundă, da. Măcar eu să înțeleg problema, că n-am înțeles eu. Ah, ok. Da? Dar până la s-o citit. Păi nu, că l-a citit, mă, nu... Copii, vreau să vă învăț într-un alt ritm să mergeți. Deci când citim o problemă, e la pentru mine la prima citire? Deosebirea între mine și tine este următoarea. Când tu ai citit-o de 7 ori până acum, acasă, o știi foarte bine, eu acum am auzit-o. Și am anticipat întrebarea, când am zis să se afle distanța de acolo până acolo și ca câte ore da. A durat. Deci, Ionuț, el pleacă din A și merge cu viteza V1 egal cu 27 km pe oră. Păi noi putem... Dacă ar merge cu viteza, o viteză mai mică, de 1 de 18 km pe oră, 3 ore mai târziu. Ar întârzia 3 ore. Ore. Ar întârzia cu 3 ore. Trebuie să ne prinde problemă, ne lăsăm așa. Vă zic atât, că sunt 4 aflări. Ce 4? 4 aflări. 4 operații, nu? Da, adică 4 operații, da. Sau 4 soluții tu. Nu, 4 operații! 4 operații pentru rezolvare. Dar nu mă interesează cum e operați. Nu mă interesează cum îmi pornesc problema asta, cum am să gândesc. Daria mă ajută. Eu m-am gândit să fac 27 minus 18. Aia e 2. Dar ce faci? Ce faci? Ionuț, lasă-le și până mai... Ionuț, dacă mai deschizi până mai supăr. Deci, tu când faci asta... Pentru că m-am gândit că dacă ar ajunge cu 3 ore mai târziu, acele 3 ore ar fi din 27 minus 18 și așa am vedea câți kilometri parcurge în 3 ore. A, câți pierde. Da. Deci atenție multă. Da, corect. Sau cât parcurge în prima variantă cele 3 ore. 3 ore, da. Deci atât cum gândești, Daria. Daria, pentru toți prietenii noștri acum noi invităm să fie lângă noi și să înțeleagă că tu ai gândit așa. Dacă aș face pentru un segment viteza în prima parte de 1 de 27
km pe oră, atunci viteza în cea de-a doua situație, fiind mai mică, doar de 18. De 3 ori, într-un fel, varietatea aceea de 3 ori. Și m-am gândit că dacă facem 27 minus 18, ar da golul ăla care l-a ratat. Așa, diferența asta, adică da? Adică cele 3 ore care le-a ratat. Stai, că e într-o oră. Da. Deci, dacă ar merge o singură oră. Da. Deci o singură oră ar face 27 de km în prima variantă, iar în al doua variantă ar face cât? 18 km, da? 18. Și ar pierde, distanța s-ar micșora cu 9 km. Dar el, atenție, repetă această situație de câte ori? De câte ori? Cu 3 ore? Da. Da, 3 ore. Deci, asta s-ar întâmpla deci cu 3 ore mai puțin. Deci a mers 9 km, a pierdut în prima oră. Prima oră. Și asta presemna că în 3 ore el ar parcurge 9 ori 3, adică 27 de km. Ar parcurge 27 de km? Adică distanța maximă care el o parcurge este de 3 ore și distanța aceea este minus 9, adică distanța aceea este de 2 ore. Ba nu, în 3 ore. Ei parcurg 54 de kilometri în 3 ore. Ba nu, acolo scrie viteza, nu scrie cât e distanța. Deci, eu vorbesc. O secundă. Vreau să pătrunim ușor. Vezi, acum să începe discuția pe problema. Daria, să-l urmărim pe Ionuț. Deci, noi ne-am pronunțat. Deci problema. Da? Ne-am pronunțat. Să vedem, Ionuț, ce ne propune. Să vedem dacă se duce timpul. Cât s-a scurs. Daria, te rog să... Recitești un pic problema. Așa. Deci, un biciclist parcurge distanța dintre două orașe mergând cu viteza de 27 de kilometri. Dacă ar rula cu o viteză de 18 km, ar ajunge 3 ore mai târziu la destinație. Care este distanța dintre cele două orașe și în câte ore a parcurs-o biciclistul? Și noi, acum putem afla câți kilometri a parcurs în 3 ore. Și aflăm... Um, 18 ori 3 și egal cu 54. 18 ori 3 și egal cu 54. Dar de ce ori 3 mai anunță? Păi, pentru că a ajuns cu 3 ore mai devreme. A ajuns cu 3 ore mai devreme cine? Mai târziu. Deci tu cum ai făcut-o, Ionuț, că atât ai născut? Păi, lăsăm să vedem raționamentul. Păi, mai întâi aflăm câți kilometri a făcut el în 3 ore. Și, vine 18 ori 3 și egal cu 54. Și după putem afla ce a zis Daria. Cât este diferența dintre 27 și 18 și este 9. Și apoi aflăm câte ore a durat. Câte ore a durat să parcurgă. Și este 54 împărțit la 9 și este egal cu 6. Și apoi câți kilometri a mers și afli din 27, adică din viteza aia mai mare, ori 6, adică ori orele, și egal cu 162. Trebuie să-i lămurim foarte bine pe cei care ne urmăresc, pe mine și pe Daria. Deci, o luăm mai ușor. Dacă mai știi 3 ore, câți kilometri parcurge? Da, da. În 3 ore parcurge 54. 54, da? 54. Noi, la noi, acolo scrie, am constatat o mică chestie și nu... Da, numai un pic. Eu nu se dea și mie un pic problema să o văd care e. Te rog. E asta care am scris cât? Scrie acolo 27 km pe oră, da? Și dacă eu avem 27 km pe oră... Dacă nu mă crezi, pe oră... Dar nu-i vorba de rezultat. Nu-i interesează rezultatul. Mereu ne interesează să pătrundem în problemă, să înțelegem bine... Să înțelegem un problemă. Trebuie să-i viteza mai mică. Deci un biciclist parcurge distanța dintre două orașe, mergând cu viteza de 27 km pe oră.
Atenție! Deci el merge cu o viteză de 27, un număr de ore, nu știm câte. Da. Și reușește să ajungă la destinație mergând cu viteza respectivă. Da, și trebuie să aflăm... Dacă ar rula cu o viteză de 18 km pe oră, deci dacă ar merge cu 18 km pe oră, dacă, așa, ar ajunge cu 3 ore mai târziu la destinație. Sigur că da, asta deci înseamnă că mai mică. Da, asta înseamnă că cele 9 ore, 9 km. Da, cei 9 km, diferența de viteză... 27 și 18 îi face în 3 ore. Da. Nu, cam deci... așa înțeleg eu, nu, Ionuț? Nu e adevărat. Stai puțin să mai citim o dată. Dacă eu uit la prima citire. Păi prima dată trebuie să afli câți kilometri a făcut în 3 ore. Și luăm viteza mai întâi, aia mai mică. O luăm pe aia mai mică. Dacă merge cu 27, ajunge la timp. Dacă merge cu 18, ajunge cu 3 ore mai târziu. Așa. Cred că în 80... Ba da. Ba da. Eu m-am gândit că în 81 de kilometri a parcurge 3 ore. Și în câte ore a parcurs-o bicicletă? Ia să vedem, domn profesor, ce zic. Nu, eu nu, dar nu asta nu-i interesant. Nu, acolo. Haideți împreună să facem. Ionuț. Nu e obligatoriu la sfârșit să fie bine, da? Nu te poți direct. Știu, dar asta e adevărat. Hai să vedem. Uite, Ionuț, hai să facem așa. Hai să facem domnul. Deci, el, eu am să iau în fiecare oră ce se întâmplă. Corect. Deci, merge o oră cu viteza 27 și un altul care merge pe lângă el, eu surprind doi. Corect. Doi bicicliști. Corect. Da? Da. Surprind pe cei doi bicicliști. Unul merge cu 18, cu 27 km pe oră, altul merge doar cu 18 km pe oră. Corect. Ionuț, urmărește-mă. Fii atentă, domnul profesor, ca să înțelegi logica. Asta vreau, nu succesiunea operațiilor. Exact, exact. Fac efortul să înțelegi partea asta. Deci, o primă oră merge, da? Da. A doua oră, el mai face, cel cu 27 mai face, încă 27 km, ăsta ce face? Tot cu 18 km merge și el, dacă surprindem exact aceeași situație, el mai pierde 9 km, nu? Da. 9 km în a doua oră. Corect. Da. În a treia oră se întâmplă același lucru și iată, iar, deci, pierde 9, 9, 9, câte 9 km la fiecare, la fiecare oră păi pe da. Care o pierde. Da, corect. Da? Da. Acum, în timpul ăsta, el a parcurs o anumită distanță, primul. De câte 27, 27, 27, de un număr de ori. Nu știm noi de câte ori. Un număr de ori. Da. Da. Celălalt, datorită faptului că pierde, merge numai cu 18 km pe oră, sigur că aceeași distanță ar trebui să o parcurgă. Ca și primul. Am să merg ca să fiu un pic mai pe înțelesul vostru pentru început, am spus așa, cât spațiu, spațiul pe care îl parcurge este egal cu viteza ori timpul. Ionuț, viteza ori timpul. Asta este clar. Dacă într-o oră face atât, în două ore face mai, de două ori mai mult, de trei ori mai mult, spațiul egal cu viteza ori timpul. Da? Viteza, spațiul este același. Corect. Viteza 1 ori timpul T1, să spunem, a primului biciclist. Corect. Da? Da. Pe de altă parte, spațiu, același spațiu, egal cu viteza 2, ori timpul... Timpul 2, că ăla face mai mult. Timpul T2, sigur că da. Care înseamnă T2-ul ăsta, care înseamnă T2 este T1 plus 3. Corect. E T1 plus 3, plus 3 ore. Corect. El pierde 3 ore din cauza că merge cu... Nu? Pierde sigur 3 ore. Da. Deci la timpul T1, mai... da? La timpul T1 mai adaug 3 ore. Corect. Pentru că el durează mai mult mișcarea lui. Corect. Așa. Ionuț, le iau încă o dată. Spațiu egal cu viteza ori timp. E bine. Uite,
Hai ca să-ți... Să nu ți nu înțeleg, dar te-ajut eu. Nu înțeleg. Dar de ce, dar de ce ești cu domnul profesor? Nu. Înțelegi păi, cu domnul profesor? Doar, nu. Eu trebuie să ajung pe ei să-i fac să înțeleagă... Nu înțeleg cu aflări. Adică nu înțeleg cu așa... Cu aflări, dar acum spun în partea practică și ajung și acolo la operație italiană. Dacă vrei să mă urmărești un pic. Uite, eu dacă merg pe oră cu 10 km, în două ore cât o voi face? 20 km, 3 ore, 30. Deci ca să aflu spațiu, mulțesc viteza cu care merg, câte ore durează mișcarea. Oricâte, ori timpul, adică. Ori timpul. Da? E deci nu-i bine spus? Spațiul ăsta de la A la B, Ionuț, spațiul de la A la B, adică drumul parcurs înseamnă cu ce viteză mergi și câte ore durează. Eu n-am spus că durează 3 ore, 5 ore, 7 ore, am zis o formulă. Spațiul egal cu V1 ori T1. Corect. Zice că merge cu viteza a doua, cel de-al doilea biciclist, face un timp altul decât primul, adică este T1 plus 3. Adică T2 este mărit. El merge cu viteză mai mică. Durează mai mult. Da? Ei bine, în momentul ăsta voi avea ce? Aici, eu nu țin loc de T2 pun pe cine? Pe T1 plus 3. Corect. Și voi avea S egal mai departe cu V2 ori cine? T1 plus 3. Și este vorba de același spațiu. Corect. Dar spațiu și 1, spațiu și 2. Da. Și atunci eu pot egala relația de aici cu relația asta. Corect. Și atunci eu să am așa. V1 ori T. Să vă ajung, Ionuț, da. Dacă ai răbdare un pic, ajung exact la ce vrei tu. Deci acum scrie. Dar plec dintr-o alt unghi. Corect. Dintr-o parte practică și fac și o legătură cu fizica. Da. Ascultați-mă, o să face și fizică cât de curând. Exact. Este un lucru practic care îl spun îndată. Deci V1 T1 m-am notat aici, egal cu V2 pe lângă T2 plus 3. Nu prea că nu înțelege. Nu, dar nu-i nimic. Lată. O să le explic îndată și o să fie de acolo. Și atunci vine V1 T1 egal cu mulțind aici distributivitatea, cum știți voi. Da, T1, domn profesor. Da, T1 egal cu V2 T1, da. T1, da. Face V2 T1 plus 3V2. Da, da. Menor V2. Și acum, în momentul, hai să ne înlocuim. V1 cât este? Ionuț, V1, viteza primului, 27. 27 ori T1 egal cu V2, care este cât? 18 ori T1 plus de 3 ori V2. V2-ul cât este? V2-ul este 18. Pe 18. Și acum apare 27 minus 18 face 9 T1 egal cu 3 ori 18 54. Da? Și unde înseamnă T1 egal cu 54 părți la 9 și egal cu 6, da? 6 ore. Ionuț, hai să repetăm. Acum, tu ai spus așa, că pe tine te interesează 3 ori 18 asta. Da? 3 ori 18. Da. Și ai zis așa, cum al doilea face câte 18 km la oră merge, da? E 18 ori 3. Dar de ce ți-a apărut ție 18 ori 3 acesta? Fiindcă el merge 3 ori, nu? Păi... Ce vreau să spui prin 18 ori 3? Ca și vreau să văd eu ce... Păi aflăm în 3 ori. În 3 ori cât a mers cine? Cât a mers cu viteza mai mică. Care a fost motivul? Ce vreau să faci prin 18 ori 3? În 3 ore asta, când vrei să se mulțesc pe 18 cu 3, ți-a dat ce? Ți-a dat spațiul pe care l-au parcurs ăsta în cele 3 ore, în 3 ore, da. În cele 3 ore care au urmat după ce s-a ajuns la destinație. Pentru că tu, Ionuț, spui așa.
spui în felul următor. Ăsta a plecat din A și a ajuns în B, a ajuns la destinație, iar celălalt a ajuns pe aici undeva. Și el a mai continuat câte ore mai departe? 3 ore. Și cu ce viteză a mers el? Cu 18. Ăsta e motivul pentru care zic 3 ore 18. Da? Pentru că el, el continuă să meargă cele 3 ore până ajunge la capăt cu viteza de 18 km. Da. Dar acest lucru este esențial. Și eu insist acum. Este esențial să înțelegem de ce 3 ore 18. Da? Insist încă o dată. Deci, au plecat amândoi. V1 și V2. Cei doi bicicliști. Ăsta merge mai repede. Ajunge. Da. Când a ajuns ăsta, el a ajuns pe aici undeva printr-un punct C. Și mai trebuia încă vreo 3 ore. Îmi trebuia 3 ore și trei ore ca să ajung. El își continuă mișcarea încă 3 ore. Tot cu 18 km. Tot cu 18 km. Da. Și atunci, aflăm aici, practic, 18. Distanța de la cel la B. Corect. Care distanța 18, cum ai zis tu. De la cel la B. Da, asta așa. Da. 3 ore 18. Ăsta e motivul pentru care 3 ore 18. Că nu înțelegeam de rău ce e 3 ore 18. Da. De justificarea. Da? De justificarea acestui lucru, 3 ori 18, că tu, vouă s-a întipărit așa, facem operația, 3 ori 18. Facem așa ca să vedem distanța, în 3 ore. Dar care? De ce în 3 ore? De ce nu în 4 ore? De unde până unde? Asta e răspunsul. Da, așa. Deci vreau să acoperim cu raționamentul tot ce ai spus tu. Că se pare că au spus lucruri interesante, dar noi, Daria și cu toți ceilalți, n-am înțeles foarte bine. Că probabil nici tu nu le aveai foarte clare lucrurile acestea. Acum ai înțeles? Deci, au plecat amândoi. Noi surprindem doi bicicliști. Unul care merge cu viteza de 27 și altul care merge cu viteza de 18. Dar ești de acord că ăsta care merge cu 18 rămâne urmă? Rămâne urmă. Și ăsta ajunge la destinație. Și ăsta mai are încă 3 ore de mers. Cu ce viteză mai are încă 3 ore de mers? Cu 18. Ce merge el? Cu 18. Și face spațiu de la C până la B. În 3 ore. Da? În 3 ore. Spațiu la B. Și ce spațiu parcurge el? 18 ori 3. Deci, spațiu, distanța, dacă vreți, CB, de la C până la B, va fi 3 ori 18. 18 km și face egal cu 54 km. După... Am înțeles aici. Am înțeles. Până aici e foarte tare. E raționamentul corect. Că distanța CB este de 54 km. Ăsta a ajuns, se odihnește și ăsta mare de parcurs 54 km. Păi nu 9. De ce 9? Păi... Ăla merge cu 27 și ăsta cu 18. Păi mă, atenție. Nu, păi tot cu 18 merge. Dar mai are el tot 3 cu 18. Ore. El tot cu 18 merge în fiecare oră. 18, yeah. Mai are 3 ore de mers față de ăla. Deci cu ce viteză? Nu și-a mai modificat viteza. Asta e clar, da, și dar după... pe de altă parte, distanța între A și B, dacă l-o face 27, că merge cum să fie 54 o bucățică? Dacă e 27 între A și B. Nu e 27, 27 la oră. 27 la oră? Da? Aici, bine. Gata. Gata. Venim, gata. Nu înțelegeam, domn profesor. Gata, că și după putem afla diferența dintre, dintre deci, viteza primului biciclist și al... Celui de-al doilea. Da. Și vine nouă și apoi putem afla... Dar de ce faci tu diferența? Că nu pricep. De ce te, deci nu le adunim. Da. Măi, tu, fiecare trebuie justificat, mă, Ionuț. Spun cu drag aici. De ce trebuie să ne scădem? De ce nu ne adunăm? De ce nu... Aici este momentul foarte tare. Adică dacă ți-i clar, cred că e bună operația. Sigur că da. Dar el trebuie să-ți clar. El trebuie să justifici de ce faci asta. Deci faci diferență. Nu, că le-a de justificat. Cum? L-a justificat. Nu. Păi ce este esențial? Eu nu trebuie să spui că pe asta... Eu pe asta nu o am. Păi trebuie să o avem pe asta, ca să putem să spunem, le-am adunat din următorul motiv, le scădem din următorul motiv, că așa, dar ce facem? Ne trezim, le adunăm, le scădem. Și acesta este lucru păgubos. Eu insist și insist pentru colegii mei, în general, copiii care
faptul că la clasă nu se încearcă așa, să dezbatere. Eu provoc aici, e o chestie de dezbatere. Da. Nu se încearcă dezbatere, ci pur și simplu, dar dura, ne scădeam, așa, el rămâne cu ideea asta. Acum, da. Ionuț. Am înțeles. Deci, insistă încă o dată, să înțelegem de ce nu se întâmplă ca el să nu ajungă la destinație datorită vitezei mai mici. Da. Și atunci tu te întrebi de ce? Care e diferența de viteză? Ăsta e motivul. Așa, da. Să mă explic. Da. Deci, în momentul în care spui așa, el a trebuit să mai lucreze, să mai ruleze adică 3 ore, pentru că are viteză mai mică. Da, și aflăm... Cu cât e mai mică? Cu cât e mai mică. Și după, dacă am aflat cu cât e mai mică, putem afla câte ore a în câte ore a parcurs. Un pic. Deci, spui așa, Ionuț. Tu zici, diferența dintre V1 minus V2, dintre primul și al doilea biciclist, V1 minus V2 este cât? 27 minus 9. 18, egal cu 9 km pe oră. Și acum? Și acum putem afla câte ore aici mă zic de foarte 54 îl împărțim la la ce? La 9. Bravo. Dar de ce? De ce, mă? Că asta e bine, dar de ce? Este superbă. Pentru că era diferența dintre alea două. Așa. Mai insist. Mai există ca să îi facem, nu pe mine să mă fac să înțeleg. Facem așa, și pe Daria, pe ceilalți care ne urmăresc. Deoarece distanța mai mică, nu știu. În fiecare oră el rămâne cu 9 km în urmă. În fiecare oră. Și după aceea, câte ore acoperă de 54 km? Deci, a rămas el în urmă. Cu câte ore a rămas în urmă? Excelent! Cu câte ore a rămas în urmă? Dacă în fiecare oră el rămâne cu 9 km, înseamnă că... De 54 de km, ajuns, va face în câte ore? Pentru de el să recupereze acei 9 ore. Biciclistul a ajuns în 6 ore. Da. Asta care merge mai încet? Da! Aici e un biciclist, merge mai încet. Da. E unul, domn profesor. Și apoi putem afla câți kilometri parcurge. Corect. Și îl punem pe 27, adică viteza mai mare, că de fapt el n-a mers cu viteza de 18. Zice, dacă și 27 ori 6 ore este egal 162. Și rezultatul 162 km. Și dacă merge cu 18? Păi el zice că dacă, deci n-a mers. Păi dacă o facem? Până la urmă și varianta asta și varianta a doua. Ia faceți-o și pe aia. Da. Păi și varianta a doua după? Dacă merge cu 18? Dacă merge cu 18, știți cum facem? Păi facem acolo, dacă tot avem 6 ore, acolo totuși fac 56 și noi avem cele 6 ore făcute. Și acolo nu știm. Da, 18 și 18. Nu facem. În varianta a doua, câte ore ar fi durat? Mai mult varianta, da, mult mai multe, deoarece... Dar spune-mi exact. Câte ore vă întreabă? Câte în varianta a doua? Ne lăsați 5 minute. Nu. Mai puțin, hai să... Păi dacă spune cu 3 ore în plus, mă... 3 ore în plus, 6 plus 3. 9 ore, da. Și 9 ore. 18, dar ce-a răspuns pe cum? Normal, mai că la merge 9 ore și o să la 6. Dar noi am făcut acolo pe tablă, adică... Cu doi bicicliști și e unul. Am înțeles, deci dacă merge biciclistul ăla cu... Eu așa am înțeles, dacă merge biciclistul ăla cu 27 km la oră... Nu, dacă, de fapt merge cu 27. Parcurge distanța în 6 ore. Și dacă același biciclist merge cu 18 km la oră, parcurge aceeași distanță în 9 ore. Cu 3 ore mai puțin. Da, haideți să vă organizăm mintea. Este superb. Dacă putem să ne ducem, să intrăm în atelier. Nu, am zis că deci e problema. Ionuț, nu mă interesează deloc. Mă interesează justificările. Corect. Deci atenție multă. Că eu vă invit pe voi și nu pe voi numai, ci pe toți cei care ne urmăresc, la cel mai superb lucru cu putință. Ia să vă spun ce zice.
ceva ca să... O oră și pat. Oprește-o și să...